Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, astăzi vreau să vă prezint un nou produs de la Razer și anume pereche de căști menit atât pentru telefoane cât și pentru alte dispozitive precum Nintendo Switch sau Steam Deck sau altfel de console, laptopuri, PC-uri, știți voi foarte bine, tot ce are Bluetooth și în special o conexiune Bluetooth destul de modernă. Și anume vom vorbi astăzi despre Razer Opus X. Sunt o pereche de căști destul de arătoase, dacă e să luăm așa, sunt cele mai verzi căști pe care le-am văzut vreodată, dar desigur vin și în alte versiuni care au câteva feature-uri destul de mișto. În primul și primul rând avem codecul AAC, care este un codec destul de high quality când vine vorba de calitatea audio. Avem opțiuni de noise cancellation, de ambient cancellation, de ambient non-cancellation, dacă să luăm așa, o să vă explic imediat la ce mă refer prin treaba asta. Dispune de conexiune Bluetooth 5.0, adică o conexiune destul de rapidă și destul de stabilă și o conexiune cu low latency, ce cumva elimină problema asta cu delay-ul între ceea ce vezi tu sau ceea ce se poate întâmpla pe device-ul tău și după aia să auzi în căști cumva cu câteva secunde mai târziu, ceea ce este super, super bine. Cumva delay-ul este de 60 ms, aproape nici nu-l simți dacă să luăm așa, în special când un dispozitiv este pe tehnologia Bluetooth, dacă este în felul acesta. Are și un microfon, aceste căști au și un microfon încorporat în ele pentru a fi utilizate în diverse conversații. Știți voi, când vrei să vorbești cu cineva, doar pur și simplu dai răspuns și atâta, nu trebuie să te mai chinui să opești căștile, să nu știu ce, să spui telefonul sau alte nebunii de genul acesta. Și este foarte fain că microfonul nici nu-l vezi, este practic în partea asta de aici din față, fix lângă portul de încărcare care este USB Type-C și credeți sau nu este complicat să le utilizați. În spate aici, dacă sunteți curioși de ce mai avem și controlele căștilor, și anume butonul de power, butonul de volum, stai așa că schimbați în greșit, butonul de volum down, butonul de play pauză și butonul de volume up. Sau butonul ăsta aici poate să fie și de select, scuze, eu mă uit în cameră și se vede invers, tot e super, super confuz. Dar sunt niște butoane destul de practice și desigur butonul de power, dacă nu este ținut apăsat, nu o să închidă căștile, ci o să facă schimb între modurile pe care aceste căști le are. Și anume, ai modul normal, care este pur și simplu fără niciun enhance, nimic, ca să audă exact așa cum ar trebui să se audă, dar desigur te poți trezi cu tot felul de perturbări din partea mediului în care te afli. Zicem că ești în trafic sau ceva, ești într-un tramvai și auzi tot felul de gălăgii și chestii genul ăsta. Ei bine, poți să activezi modul de noise cancellation și anume nu vei mai auzi pe nimeni în jur. Nu știu cum reușesc căștile astea să o facă, dar cumva încearcă să elimine sunetul care se aude în plus. Să știți că sunt destul de antifonate, adică nu prea o să aveți nevoie să eliminați mai tare sunetul din mediu, încât să aveți o parte de experiență cât mai imersiv, dar tehnologia asta este foarte bună pentru microfon, în caz de vreți să discutați cu cineva și să nu vă perturbe vocea. Un alt mod și un mod care mie personal îmi place foarte, foarte tare este inversul lui noise cancellation, și anume că poți să auzi în jurul tău în caz de te plimbi pe undeva sau vorbești cu cineva, dar nu vrei să-ți dai jos căștile din oarecare motiv că vrei să arăți cool. Ei bine, este un mod destul de interesant pentru că chiar este destul de practic și poți să vorbești cu cineva chiar să nu faci după aia știi, este o chestie foarte enervantă, cel puțin pentru noi gamerii, preferăm să ținem căștile, nu să le mai dăm de pe ureche sau chestii genul ăsta că mai te trezești că îți mai și pică. Nu, ăsta le-ai activat modul ăla și n-ai nicio treabă, ceea ce este foarte fain. Ai controlele destul de îndemână, poți să ajungi să controlezi playlist-uri lejer fără nicio problemă și credeți-mă, sunt destul de comode și arată destul de bine, dacă e să mă întrebați pe mine. Desigur, ele vin și cu alte culori, precum verde, adică cele de acum, mercury și quartz. Adică dacă vreți o versiune mai rozalie, portocalie, cam versiunea aia de quartz este cam ceea ce ar trebui să vă intereseze pe voi. Aceste căști pot fi controlate prin aplicația Razer de pe mobil, care arată ceva de genul acesta. Scuzați acum ecranul plin de degete. Desigur, aveam să-i dăm și un micuț update când vine vorba de de firmware, îi dă puțin un update de firmware, vedeți, este foarte ușor să updatezi device-ul de pe telefon, foarte, foarte ușor, aveți aplicația atât pe Android cât și pe iOS, deci nu cred că o să fie vreo problemă de compatibilitate. Iar mai bun, cam asta tot pe acest video, dacă sunteți interesați să aflați mai multe despre ele, eu vă stau la dispoziție în comentarii, puteți să mă întrebați acolo ce și cum și care și ce vă pot zice, vi le recomand din puțina experiență pe care am avut-o cu ele, sunt niște căști destul de solide și chiar au o calitate destul de bună. Cam asta e tot, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!